Valeriu Străleț le-a făcut prima vizită celor de la Partidul Democrat. A venit însoțit de ofițerii de la SPP. Au fost prezenți toți candidații desemnați de către Partidul Democrat pentru portofoliile ministeriale care le revin în administrare. Firește că îi cunoaștem și sper să avem o colaborare bună cu ei. Întrevederea de astăzi nu a avut ca și generic da sau nu din partea PDM-ului pentru candidatura domnului Străleț, fiindcă poziția principală, cea de susținere, a fost exprimată încă în seara zilei de ieri, în cadrul discuțiilor cu președintele țării. Între timp, astăzi în presă au apărut imagini cu locuința lui Valeriu Străleț. Potrivit Rise Moldova, casa este estimată la 8 milioane de lei, iar pe fațadă are un simbol ce seamănă cu unul masonic. Aseară, după ce a fost desemnat drept candidat la funcție de premier, Valeriu Străleț a grăbit să-și publice pe o rețea de socializare diplomele de studii. Asta după ce predecesorul său, Kiril Gaburici, și-a dat demisia după ce s-a descoperit că are o diplomă falsă. Valeriu Străleț este licențiat în istorie și economie. Liberal-democratul a ajuns candidat la funcția de premier după ce candidatura Maia Sandu a fost respinsă pe motiv că aceasta nu s-a întâlnit cu liderii PD și PL și că a pus niște condiții, printre care demiterea procurorului general și a guvernatorului BNM.